Omer episodul 26. A recuperat frumos din rating acest serial și pe bună dreptate. Sezonul 2 începuse incert, însă continuă alert, cu multe învățăminte, pilde și comportamente foarte realiste. Omer și-a revenit la realitate și cred că acesta era momentul cheie, pentru că depind atâtea persoane de el. Mi-a plăcut Tahir, deși frustrările lui l-au transformat într-un om ursuz, veșnic nemulțumit, Greu de suportat, însă am văzut cel puțin că și el a fost un băiat normal, cu sufletul unui artist. Care a fost schimbat categoric de interzicerea de a face ceea ce îi plăcea. Asta nu înseamnă însă că poți să-ți bați joc de toți cei din jurul tău și să le faci viață uniat, și bine face Sucran că îl pune la punct. Sper să vedem în curând o emancipare pozitivă a ei. O revendicare a poziției și drepturilor ei în familie. Ce discursuri frumoase sunt rostite de fetele tinere ale familiei, Eda și Emine, care să servească drept model de educație și respectare a tinerelor. Da, nu ne place Victan. Reprezintă tot ce e mai urât în viață noastră, imoralitate, maternitate greșită, tupeu. Însă astfel de femei sunt destule și bărbați ca Omer trebuie să știe să le oprească pașii categoric și soții ca gameze care trebuie să fie decise, să arate încredere în soți dar mai ales în ele însele. Se pare că relația mine Aman începe să se clatine. Nu mai au pe nimeni de partea lor și au toată lumea împotriva, deci e foarte posibil că iubirea lor să tremure. Prea puțină putere are Nisa, prea multă supunere, prea multă acceptare a situației, lucruri puse atât de bine în lumina chiar de mine. Și am ajuns la Reșat, unul dintre cele mai înțelepte personaje. Pare rigid, cu mentalitate învechită, dar e mult mai modern și mai deschis decât mulți alții. Îmi place atitudinea lui împăciuitoare. Bucuria lui îi vede pe Omer și Games împreună, pentru că a fost acuzat că s-a opus căsătoriei Nisei cu Hakan și bine ar fi făcut să o fi împiedicat de tot. A lui Tahir cu Vicdan și iată ce poamă a rezultat a fi Vicdan, dar la Games s-a convins că e harnică, o bună mamă, curată, educată și ar face orice acum pentru că fiul lui să fie fericit.